Salut! Eu sunt Vali de la echimon.ro și astăzi m-am gândit să-ți arăt un clip dacă te-ai întrebat vreodată ce rol are această gaură suplimentară de la încălțămintea de alergare. Haideți să vedem! Deci rolul acestei găuri suplimentare este de a fixa călcâiul în Adidas atunci când mergem la alergare. Este o tehnică care se folosește în principal pe trail running, dar se poate utiliza fără nicio problemă și la alergarea pe asfalt. Cum se face? Introducem capătul șireturului prin această gaură, astfel încât capătul să iasă în interior și să formeze această buclă. Mergem și la celălalt șiret. După ce am făcut acest procedeu, luăm capetele șireturilor și le băgăm prin bucla respectivă în sens invers. Strângem de 2-3 ori, mișcăm piciorul în încălțăminte astfel încât să se fixeze cât mai bine și ridicăm un pic vârful. După ce am făcut operațiunea aceasta, efectiv facem nodul ca să legăm șiretul. Și astfel am făcut un nod heel lock sau lace lock, după cum se mai găsește în literatura de specialitate, iar călcâiul stă foarte bine în încălțăminte și nu va mai juca în Adidas astfel încât să ne dea o cât mai bună stabilitate pe trail running. Mersi!